Bună ziua! Astăzi o fac o scurtă prezentare la LG U900 Sol, la cererea unui vizitator de al nostru de pe site. Telefonul este destul de vechi, a apărut în aprilie 2008, noi suntem deja în 2009, însă cred că încă de actualitate la ce caracteristici are acest aparat. Principalul lui atracție este acest display de jos cu touch, care ne poate ghida prin meniu. Haideți să vă fac o scurtă prezentare. Are 112 grame. Este un pic greu deoarece are capac în spate din aliaj. Nu știu să vă spun exact materialul. Rama de pe față este tot din un material aliaj, ceva metalic. Are o baterie litiu-ion de 880 mAh. Sau să-i punem capăcelul. Are pe lateral tasă de volum, mufa pentru încărcare, orificiu de șirețel, partea cealaltă butonul pentru cameră, slotul pentru cardul microSD. Dacă tot spunem de ce slot, să știți că telefonul suportă până la 8 GB, un card până la 8 GB. Are camera, iar una tu, cred eu, o cameră de 5 megapixel, autofocus cu blitz, face poze la 2560x1920 de pixel. Să știți că este destul de deșteaptă, să zic așa, detectează fața umană, are stabilizator de imagine și beneficiază și de funcția de wide dynamic range, să pozeze pe o rază mai, deci vedem mai unghi mai larg. Intrăm și în meniu. Este un meniu clasic, nu are niciun sistem de operare. Phonebook, suport 1000 de numere. Multimedia. Music player-ul se dispune de MP3, AAC, WMA player. Nu avem un playlist. Nu are un difuzor separat pentru MP3, se aude tot în cască. Nu se aude foarte tare, însă se aude clar. Acum că toți suntem pe față, vreau să vă arăt și camera secundară. Telefonul este un telefon 3G. Putem descărca la 7,2 megabits pe secundă de pe internet, așa ne spune producătorul. Bineînțeles, nu cred că vom ajunge noi la această viteză prin intermediul operatorilor noștri naționali, dar este bine să vă zic. Dispune și de GPRS clasa 10 și Edge clasa 10, deci acestea ar fi metodele de conectare la internet. Dispune de un FM radio stereo cu RDS, dar trebuie conectate căștile, un voice recorder, meniu de My Files, unde avem imaginile, videoclipurile, sunete, absolut tot, mesaje, browserul de internet, v-am spus cum ne putem conecta, calendarul, funcție specifică multor telefoane, camera de 5 megapixel, cum am spus. După cum vedeți, avem meniu aici pentru blitz, luminozitate, timerul,
funcție de macro mod, o groază de setări. Rezoluția de care v-am spus mai devreme, deja este setat pe 5 megapixeli. Macro, flash-ul, este meniul de ce vorbeam adineauri. Multiple setări. Stabilizatorul, Wide Dynamic Range, am setat. Eu fac, uita, stabilizatorul și-a făcut simțită imaginea. Se vede încetoșat, apăs, stabilizează imaginea. La camera mi se pare foarte ok. Cred că pozele sunt reușite când le vom descărca pe calculator. Meniul de entertainment, video editor, imagine editor și jocuri. Avem și Google Maps. Asfalt, mini golf. Bineînțeles, putem downloada mult mai multe. Aplicațiile. Meniul Orange, pentru că avem o cartelă Orange. Cronometru, timerul, convertorul, calculator, ceasul pe mapamond, task, un feed-uri RSS, Bluetooth-ul, varianta 2.0, alarmele, meniul de setări, profile, ceasul, display-ul, haideți să vedem ce se pot face setări pentru acest mini touch panel, zic ei. Diferite setări, bineînțeles, lumina pentru display-ul cel mare, dialing display, setări pentru absolut orice funcție a telefonului. Tastatura, să știți că se umblă foarte bine pe ea. Butoanele sunt mari. Deja am activat și camera secundară. Ați văzut de aici meniu rapid. Buton rapid pentru diferite funcții. Finisajul, să știți că este foarte bun. Telefonul pare elegant. Materialele sunt de bună calitate. Finisaje impecabile. Haideți să vă arăt repede și ce accesorii vin. Avem aici un manual, încărcătorul, căștile și cablul de dat. Samsung U900 SOL. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonul.ro.